Astăzi, pe Bulevardul Revoluției din Drobeta Turnu Severin, a avut loc un accident rutier. În urma acestuia, o femeie a ajuns la spital după ce a fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc pe una dintre cele mai circulate străzi din Drobeta Turnu Severin, unde, de asemenea, sunt amplasate mai multe unități de învățământ. Este vorba despre Bulevardul Revoluției, unde se întâmplă des astfel de incidente. De această dată, o femeie a fost acroșată pe trecerea de pietoni. După că a trecut o femeie de la Bragner care își termina sătura din partea aceea spre totul acesta și domnul ar fi fost atent, ar fi dat în ea și a aruncat-o pe aici și e în salvare. Spun oamenii și copiii de acolo că s-ar fi lovit puțin la spate, la coloană. Am avut sau? Nu am fost. Șoferul a frânat, însă nu a putut evita impactul. La fața locului au ajuns echipaje ale poliției și ambulanței, iar femeia a fost transportată la spital. Aceasta a suferit o lovitură puternică, însă starea ei a rămas stabilă. În Drobeta Turnu Severin, pe Bulevardul Revoluției, a fost lovită de un autoturism o femeie în vârstă de 52 de ani pe trecerea de pietoni. În urma accidentului, victima a suferit un traumatism foarte, coaxă dreaptă, fiind conștientă și cooperantă. I s-au acordat primele îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost transportată la OPU Turnu Severin pentru investigații suplimentare. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.